ziua. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1 de legea 215 privind administrația publică a statului Republicii, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin dispoziția 117 din 25 anul 2018 a primarului municipiului Bacău, Consiliul Local, în ședință ordinară. În sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri în funcție și în aceste condiții ședința își poate începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.3.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.1.2018 a fost aprobat. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței ordinare de astăzi în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a vă prezenta ordinea de zi și lista de invitați. Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Sărbătoarea și bună ziua domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățenii municipiului Bacău. Voi da citire dispoziției numărul 117 din 25.3.2018 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Bacău în ședința ordinară pentru astăzi 31.1.2018, ora 10. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei doamnei Carambol Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 în excedentul anilor precedenți. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HC 159 din 2012, prin care s-a aprobat contractarea unor finanțări rambursabile interne și externe, în valoare de 60 milioane de lei sau echivalentul unui euro pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de interes public local. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții consolidare imobil care amărășește numărul 12 scara CDEF. Proiect 5. Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții consolidare imobil care amărășește numărul 4 scara A, B, C, D, E, F, G. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții consolidare imobil care amărășește numărul 7 scara A, B, C, D, municipiul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții consolidare imobil care amărășește numărul 9 scara A, B, C, municipiul din municipiul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții consolidare imobil care amărășește numărul 10 scara A, B, C, D, M din municipiul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCR 172 din 2017 prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a municipiului Bacău din anul 2018. 11. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 441 din 2010, prin care s-a înființat clubul sportiv municipal sub autoritatea Consiliului Local a municipiului Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 352 din 2010, privind aprobarea masterplanului și listei investițiilor prioritare pentru sectorul apă. Apă uzată, ce urmează a fi finanțată în etapa 1 din fonduri post-mediu. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Bacău în conformitate cu ordonanța 71 din 2002. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei interne privind modalitatea de atribuire de către municipiul Bacău unităților subordonate al contractelor de lucrări servicii furnizate către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație a Societății Thermo Energy Group S.A. cu doi membri numiți provizori.
16. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL 199 din 2003, modificările și completările ulterioare. 19. Proiect de hotărâre privind deslipirea terenului în suprafață de 2709 metri, situat în Bacău, strada Oitus, numărul 30. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, licitație publică, condițiile legii asupra suprafeței de 1 metru, situată în parterul imobilului care Mărășești, numărul 6, din domeniul public al municipiului Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delta Grip S.A. suprafețe de teren, situate în Bacău, strada Vrancei, strada Gudului, strada Avram Iancu, strada Banatului, strada Decebal, strada Maramureș, strada Traian, strada Plantelor, strada Ecaterina Varga, strada Plaiului, strada Trecătoarea Tecuciului, strada Șervănești, strada Orizontului. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoane majore apte de muncă din familie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018. 23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 319 din 2017, prin care s-a aprobat planul de mobilitate urbană prin al municipiului Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 305 din 2017, prin care s-a desemnat reprezentanții Consiliului Local al municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru 2017-2018. 25. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 338 din 2016 privind asigurarea pasei și protecției obiectivelor bunelor de interes public către personalul contractual din Poliția Locală a municipiului Bacău. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea CUZ planul urbanistic zonal pentru construire pensiune și împrejmuire teren Calea Romanului. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire clădire locuințe colective în strada Titulescu. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire imobili, locuințe colective, spații comerciale medicale în strada Victor Teodor Aman. 29. Proiect de hotărâre privind emiterea ordinului solicitat, acordului solicitat de către SEC Fond Cereale SA pentru obținerea autorizației de desființare. 30. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local al Consiliului Local în municipiului Bacău, doamnei Costane Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare de demisie. 31. Privind proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare numărul de la doamna Frasinolae Nicolae la doamna Cășiriu Elena. 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune numărul 14402 din 2000. 33. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzute în contractele de concesionare 14757 din 2003 și numărul 69046 din 2017. 34. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractele de concesionare 27336 din 98. 35. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractele de concesionare 305070 din 99 și 13281 din 1997. 36. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut contractului de concesionare 7341 din 98. 37. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 68914 din 2012. 38. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 68606 din 2010. 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 16678 din 97. 40. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 21838 din 99. 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 69058 din 2011. Proiect de hotărâre 42 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 68973 din 2014. 43. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Pneumofiziologie a municipiului Bacău, un apartament situat în municipiul Bacău, strada Victor Aman, numărul 94D.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 6 metri pătrați situat în intravilanul municipiului Bacău. 45. Proiect de hotărâre prin care se ia act de ordinul prefectului numărul 9 din 15.1.2018. 46. Proiect de hotărâre prin care se ia act de ordinul prefectului județului Bacău numărul 10 din 15.1.2018. 47. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Bacău pentru luni de februarie-martie 2018. 49. Diverse. Peste ordinea de zi. 48a. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău. 48b. Proiect de hotărâre privind darea în administrare serviciului public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament Bacău a unui număr de 5 birouri. 48c. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu avem astfel de observații. Atunci supunem la ordinea de zi prezentată cu modificările propuse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu prevederile proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Vă rugăm să anunțați. Aici. Da, domnul Tocan. Da, referitor la punctul 11 al ordinii de zi, nu voi participa la luarea unei decizii. Pentru că fac parte din Consiliul de Administrație. Aceeași poziție și la microbus consemnați, fac parte din Consiliul de Administrație la grup și nu voi participa la punctul 11 la vot. Nici eu nu votez la punctul 28 și la punctul 48C. 28 și la? 48C. Aș dori motivația. Vă rog frumos. Pentru că mă aflu în conflict de interese. Nu, bun, dar precizați conflictul, că nu trebuie să rămâne pe bani. L-am mai precizat de încă 10 ori până acum. Asta e o ședință distinctă, domnul Feche. La fiecare ședință vă anunțați prin compatibilitatea. N-am avut același proiect de ordinea de zi la fiecare ședință. La punctul 28, pentru că în urmă cu aproximativ 3 sau 4 ani am achiziționat un apartament de la societatea comercială respectivă și la punctul 48C, pentru că beneficiarul proiectului este o instituție în care lucrez. Am înțeles. Mai există situații de conflict de interese sau de incompatibilitate? Dacă nu există astfel de situații, dau cuvântul doamnei președinte de ședință. Înainte de a demara ședința ordinară de astăzi, doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința ordinară de astăzi, conform listei care v-a fost transmisă în format electronic. Doamna președinte de ședință, am o intervenție, vă rog. Vă rog. Deci, cu privire la modalitatea de vot, după cum ați precizat din ieșire de votul ședinței, dumneavoastră trebuie să conduceți lucrările ședinței, calitate de președinte de ședință, în baza prevederilor regulamentului organizării de funcționare a Consiliului Local, aprobat în HR 221 din 2016. Pe ordinea de zi, avem nenumărate proiecte în care modalitatea de vot este prin vot secret. Practic, avem 21 de proiecte prin care noi trebuie să votăm secret. În baza articolului 76 alineatul 3 de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, dumneavoastră trebuie să ne puneți la dispoziție o urnă în care să introducem buletinele de vot pentru toate proiectele de hotărâre în care se votează prin această modalitate de vot secret. Asta este prima observație.
A doua ar fi o propunere din partea grupului consilierilor locali federali, ca la punctul 13, având importanța cuvenită, acest proiect de hotărâre fiind pentru aprobarea atribuirii contractului de privare prin concesiunea gestiunii serviciilor publice de administrare de domeniul public și privat de interes local din municipiul Bacău, noi propunem ca modalitate de vot să fie votul de ei. Având în vedere și discuțiile din spațiul public referitor la ceea ce s-a întâmplat la ultima ședință de Consiliul Local. Domnul consilier, ultima intervenție, cea de-a doua intervenție a dumneavoastră, vă spune la vot, da? Cea așa este și procedura. Modalitatea de vot direct pe care ați propus-o, da? Legată privitor, îi supun modificarea, da? Modificarea modalității de vot, pentru că președintele de ședință... Modificarea modalității de vot pentru proiectul 13. Da, în baza legilor în vigoare, dumneavoastră, în calitate de președinte de ședință, ați venit cu o propunere de modalitate de vot. E un amendament al dumneavoastră, la lista președintelor... Noi vrem să arătăm în fața opiniei publice că Partidul Național Liberal este transparent și nu are nimic de ascuns în ceea ce privește proiecte de hotărâre de impact major asupra administrației publice. Asta e motivația din față. Motivația din față este asta. Că nu avem nimic de ascuns. Punct. Bine. Supun aprobării dumneavoastră schimbarea modalității de vot pentru proiectul numărul 13. Din vot secret în vot direct. Cine este pentru? Șase. Cine este împotrivă? Poate ne explicați și ce aveți de ascuns. Mulțumim. Poate interveniți când e cazul, domnul Ghineș, da? Și cine se abține? Cu 13 voturi împotrivă și 6 voturi pentru, propunerea dumneavoastră nu a fost aprobată. 14 voturi, da? Cu 14 voturi împotrivă și 6 pentru. Propunerea nu a fost aprobată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a lămuri și cealaltă intervenție, prima intervenție. Sunt 20 de consilieri, 14 voturi împotrivă, 6 pentru. Mai aveți vreo nelămurire? Matematica e una simplă. Haideți să mai numărăm, da. Haideți să mai numărăm, da. Haideți să ne ascuns la voturile împotrivă. Nu. La voturile pentru? Haideți să votăm. Deci, haideți să facem niște precizări. 7. Deci, 6. Ok. Cu 13 voturi împotrivă și 7 voturi pentru, propunerea domnului consilier Niclăuș nu a fost aprobată. Vreau să fac niște precizări. Domnul Niclăuș, și a afirmat, într-adevăr, propunerea care a fost formulată pentru modalitate de vot se temea pe prevederile legale actuale. Respectiv, în momentul în care avem o hotărâre de consiliu local care la o persoană și în cadrul în speță la acest punct de pe ordinea de zi avem o persoană nominalizată care va primi un anumit contract. Legea este foarte clară și spune că este vot secret. Nu știu dacă ne putem sau vă puteți permite să încălcați niște norme imperative ale legii. Nu, domnule secretar, dumneavoastră le încălcați prin faptul că nu puneți la dispoziția noastră o urnă de vot. Nerăbdarea... Da, și vreau să vă aduc la cunoștință că am sesizat instituția prefectului cu privire la ei, este o sesizare pe rolul instituției prefectului, aștept răspuns oficial și urmează să facem 7 demersuri. Haideți să respectăm legea. Nerăbdarea este specifică... Tinereții. Eu de la dumneavoastră am pretenția că puteți avea răbdarea de a asculta niște precizări. Tocmai pentru a preveni cazurile de amnezie, așa cum s-a întâmplat la ședința trecută, cum și am pus la dispoziția tinerilor consilieri și la dispoziția tuturor consilierilor mai ales. Avem în dreapta noastră este o cabină de vot. Înăuntru veți avea lumină, o măsuță pe care veți pune buletinul de vot
și veți fixa poziția pe care dumneavoastră înțelegeți să vă manifestați voința. De asemenea, dumneavoastră veți prelua buletinul de vot fiecare individual de la comisia de validare, care astăzi va fi compusă din domnul Luca, care, domnul Danila, care va da fiecare un buletin de vot. Și în momentul când ieșiți frumușel din cabină, cu buletinul de vot în pătulie, îl veți pune în urnă. La sfârșitul procesului de votare, comisia de validare, din care onoare face parte și un consilier local PNL, va deschide urna. Vom număra voturile, domnul Miclăuș, de 20 de ani n-a fost niciodată urnă la consiliul local. Întotdeauna v-ați bazat și ne-am bazat pe buna credință, onoare, încredere și cuvânt. Dacă s-a ajuns în situația în care un consilier sau un grup de consilieri începe să nu-și mai recunoască votul sau să le dea calculele care nu corespund aritmetice, nu e problema noastră. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, în calitate de consilier local, votați potrivit propriei conștiințe și voinței dumneavoastră. Ceea ce s-a întâmplat data trecută a fost, din păcate, un regretabil circ în care niște membri care nu făceau parte din comisia de validare s-au dus și au verificat și deci sunteți oameni maturi, sunteți oameni cu experiență, nu am pretenții chiar de la toată lumea, bineînțeles, dar de la marea majoritate am pretenții. În cazul în care nu putem să avem încredere și nu există măcar minima reciprocitate de încredere între noi, atunci vom aplica legea la punct și virgulă. Astfel încât de azi, probabil de la 8 seara vom termina ședința, aveți acolo cabină, aveți urnă, deci toate dorințele dumneavoastră au fost și vor fi îndeplinite întotdeauna. Alte nemulțumiri? Dacă se respectă legea, să știți că voi fi întotdeauna. Întotdeauna s-a respectat legea. Dar legea se... Fiedează pentru respectarea legei. Dar legea se duce la... Vă mulțumesc mult, domnul consilier. Deci până acum ați fost în ilegalitate. Vă mulțumesc. Era o constatare. Domnul, dacă îmi permiteți, la Comisia de Numărare și Validare, doamna Sosman nu mai există, da? Ar trebui să vă, tot din partea noastră, să propunem pe cineva sau... În momentul în care se va lua act de demisie, vă dați seama că aveți toată disponibilitatea și de să propuneți în locul doamnei Cosma, e și normal și chiar vă rog, da? Vă mulțumesc mult! Să revenim. Și să lămurim un aspect. Aveți și pe ordinea de zi, dar probabil pentru a preîntâmpina niște discuții este foarte bine să vă lămuresc eu înainte. Sunteți 20 de consilieri, pentru că doi consilieri locali dintre dumneavoastră au ordinul prefectului. Ordinul prefectului este executorii și trebuie dus la îndeplinire. Punct. Vă mulțumesc. Supun așadar modalitatea de vot spre aprobare conform listei care v-a fost transmisă electronic. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu domnul Manolache. 6. Abțineți, da? Atunci cu 13 voturi pentru, 6 abțineri și un vot împotrivă, a fost aprobat în modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de astăzi. Mulțumesc frumos! Intrăm în ordinea de zi și supun discuții punctul 1 al ordinei de zi, invitându-l pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive aferente acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, doamna președintă de ședință, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, din prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru a acorda un premiu de 5.000 de lei doamnei Camboru Oplu, Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Ați avut documentația la mapă, rog, exprimați un vot pozitiv. Mulțumesc.
Mulțumim, domnule primar. Îl invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. Promitit avizul de legalitate. Mulțumesc. Domnul Ciprian Fantaza. Aviz favorabil. Doamna Daniela Pozânărea. Doamna Lorena Mazilu. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Niclăuș. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, nu sunt, atunci se trece la procedura de vot secret. Așa cum am explicat, în ordine frumos, fără să vă bolucit, începând cu domnul Șova, în ordinea, ca să fie cât de cât, se vă văd, veți deplasa, veți lua cu un buletin de vot, veți intra în cabine. Votul îl veți împături, îl veți pune în urnă cu mânuța dumneavoastră. Astfel încât să nu mai fie niciun fel de suspiciune. Vă mulțumim mult! Mă scuzați, domnule secretar, dar nu putea fi o persoană din aparatul de specialitate cu o urnă în mână și să... Mai era o dată de intervență. La ședința următoare, iar nu respectăm legea. Vă mulțumim mult! Domnul consilier Ghiniș, am observat că aveți ceva împotriva votului secret și votul național, votul local. De ce votează cetățenii secret? Hai să votăm cu toți, la vedere, nu? După gândirea dumneavoastră. Înseamnă că cetățenii ar vrea de ascuns. A spus mai înainte. La fel secret, tot timpul confundat sunt. Nici o confuzie, dar apa caldă, nu de mult, să știu noi când dată asta.
La microfon, dar. La microfon. Minorii n-au greutate. Nici în fan. Nu vreau să mergem la procedura de vot. Doamna Ghingheș, aglomerația, rog frumos, rămâneți acolo până iese domnul Manolachi. Să faceți foada la cabina de vot. Vă referează domnul Manolachi. Este un important aici. Vreți un domnul Manolachi că dați? au fost votate astfel. Fiecare, câte 19 voturi pentru,
Un vot contra, 0 voturi lună. Nu vorbesc invitații, ci vorbim noi, domnilor consilieri. Mulțumesc. Vă rog, domnul primar. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin spre aprobare în fața Consiliului Local privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 și excedentul anului anterior precedent. Este o procedură legală care se desfășoară în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor 3244 din 2017 pentru aprobarea normelor metodologice prin care încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 se poate face. Documentația ați avut-o la mapă. Rog Consiliul Local să se duce și exprime un vot favorabil. Există aviz de calitate. Mulțumesc, domnul secretar. Domnul Ciprian Fantasa. Aviz favorabil. Mulțumesc, domnul Mică Chindruș. Aviz favorabil. Domnișoara Clementina Vinerică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Pălianu. Aviz favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Mitrăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, nu sunt și atunci vorbim pe domnul secretarul Victor Popovici să se pună la vot prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi a fost aprobat. Proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnul secretar. Supun discuției. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul primar Cosmin Ecula să prezinte expunerea de motive aferente. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă propun modificarea HCR 159 din 2012, prin care s-au aprobat contractarea unor finanțări randusabile interne-externe, valoare de 60 de milioane de lei sau echivalent 1 euro, pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de interes public local. Este vorba de împrumutul pe care l-a făcut municipiul Bacău anterior, în anul 2012, care împrumut se referă cu prioritate și cu preponderență la reabilitarea și modernizarea insulei de agrement, pe de-o parte și pe de-altă parte la construirea spitalului municipal. Cele două obiective investiționale își urmează cursul, ele sunt în lucru și sperăm că în anul acesta aceste credite care vor fi într-un fel sau altul, ca să mă exprim, reportate, își vor găsi utilitatea atât în insula de agrement, cât și în spitalul municipal. Estimăm finalizarea insulei de agrement așa cum ne-am asumat în fața Uniunii Europene până la data de 31.12.2018 cu certitudine, dar pe de altă parte ne dorim ca să ajungem în etapa în care poate în sezonul estival să fie prins de către cetățenii municipiului Bacău cu insula finalizată. Pe de altă parte, construirea spitalului municipal, așteptăm finalizarea proiectării complementarizării celor două instituții medicale, Spitalul Județean și Spitalul Municipal, fostul Spitalul Municipal, în vederea creării complexului spitalicesc Sfânta Maria Bacău. Pe baza finalizării ne prezentăm, estimăm undeva o lună, o lună și jumătate maxim, în fața Ministrului Sănătății pentru a emite ordinul nou privind înființarea acestei instituții spitalicești. După care, imediat se va scoate la licitație restul de executat al lucrării. Având în vedere aceste elemente, rog Consiliul Local să dispună aprobarea prelungirea acestor două credite pentru anul în curs. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule primar. Domnul secretar Ovidiu Popovici, dacă există aviz de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Ciprian Fantasa. Aviz favorabil. Domnul Romică Chindruș. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Pălianu. Aviz favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Star. Favorabil. Domnul consilier Daniel Mitrăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre. Domnul primar. Domnul consilier Ghingheș, interveniți dumneavoastră. Da,
Dezabiliez va de agrement, spunea să va fi gata în câteva luni și atunci când ați preluat mandatul și imediat după tot ați susținut aceste evenimente. Și iată, am ajuns în 2018 și acum veniți cu acest eveniment maximal dat de Comisia Europeană. Și vreau să vă întreb, dacă nu finalizăm insula până în decembrie 2018, vă dați demisia? Mulțumesc! Deci, în primul și în primul rând, am să fac o serie de completări, dar eram convins că sigur că o găsenință politică în care se nască pe un dat niște porcării care le-au făcut alții înaintea noastră. Pentru a fi foarte clar, atât în fața dumneavoastră, domnilor și domnilor consilieri locali, dar și stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. De la momentul în care am preluat întreaga administrație, împreună cu echipa de viceprimar și împreună cu dumneavoastră, nou Consiliul Local, am început procedurile legale privind refacerea acestui proiect. Vă pot spune că în momentul de față, instanța de judecată a dat dreptate municipalității Bacău, care a spus foarte clar, și instanța de judecată a spus foarte clar, că firma de proiectare care a proiectat acest obiectiv investițional fabulos, a făcut o proiectare complet greșită și complet eronată. Mai mult decât atât, instanța de judecată a alocat drept despăgubiri suma de 4 milioane de lei municipalității, sumă care trebuie să provină de la firma de proiectare care și-a bătut joc de acest proiect. Aici nu suntem într-o situație fericită în care să continuăm un obiectiv investițional care mergea și datorită unor factori puțin influențat, care se influențeze foarte puțin, nu am mers mai departe. Nu. Ne aflăm în prezența unui proiect care a fost complet greșit proiectat, așa cum spune instanța de judecată. Proiect care a fost, și dacă e să vă dau un exemplu foarte simplu, dincolo de componentele de natură tehnică, și o să vi le dau și pe acelea, dar câteva elemente. 1. Această insulă de agrement are o imagine generoasă dacă o privești din barcă. Sau dacă o privești din lac. Pentru că dacă o privești din oraș, vei vedea o mare parcare supraterană care blochează absolut orice fel de priveliște. Asta este o considerent de natură artistică. 2. Din punct de vedere tehnic, greșelile de proiectare au plecat de la uitarea faptului, ca să vă dau așa un mic exemplu, a faptului că acolo s-a folosit un principal de canalizare al municipiului Bacău, iar proiectanții au suprapus deasupra acelui oboit de canalizare parcarea supraterană. Deci câteva sute de tone deasupra unui ovoit de canalizare. S-au trebuit făcută expertiză, a trebuit făcut, găsit o nouă soluție tehnică. Soluția tehnică este în momentul de față încastrarea celor componente ale ovoitului într-o carcasă din fier și din beton și deasupra să se înalțe această parcare supraterană. Dar dacă tot este să discutăm de parcarea supraterană, vă mai dau un element complet greșit din punct de vedere tehnic. Panta de înclinare a căii de acces pe această rampă, această parcare de supraterană, a fost proiectată la 15 grade. Normativul în vigoare era de 8 grade. Deci este o diferență enormă de proiectare. Fapt pentru care, în momentul de față, pentru a corecta această pantă, întreaga construcție supraterană se va ridica cu 90 de centimetri. Poate pare ceva puțin, dar în momentul în care discuți de o structură de sute de tone, înseamnă foarte mult. Asta înseamnă modificări de cantități, înseamnă modificări de soluții și multe alte asemenea chestiuni. Un alt element pe care vi-l pot da, din erorile multiple pe care le-au făcut proiectanții care s-au apucat inițial de acest faimos proiect, nu s-a luat în calcul niciun fel de normativ privind protecția persoanelor cu dizabilități. Fapt pentru care nu au fost proiectate la standarde construcțiile care se află pe insulă. Asta înseamnă că ce înseamnă de fapt acest lucru, ca să vă dau așa un simplu element, în momentul în care ai o cale de acces în interiorul unui spațiu de alimentație publică, el trebuie să fie mult mai larg pentru a permite unei persoane cu handicap în scaun cu rotile să treacă pe acolo. Proiectanții au uitat complet de aceste normative și nu le-au făcut. Fapt pentru care reproiectarea întregii insule a ținut ceva timp și ține ceva timp. Ne apropiem de finalizarea acestei reproiectări și de continuarea restului de executat al acestei insule de agrement. Mulțumesc!
Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu, îl rog pe domnul secretar Nicolae Vitecovici să spună la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Mergem mai departe și se pun discuției punctul 4 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul primar Cosmin Necula să-i prezinte expunerea de motive aferente. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri. Vin în fața dumneavoastră cu 5 proiecte de hotărâre care au legătură indisolubilă toate între ele și cu vestea bună a faptului că suntem în etapa în care reușim să ne ținem de cuvânt și pe acest palier. Este vorba de consolidarea imobililor cu bulină roșie. Suntem trecuți deja de faza 3 și ne apropiem de licitația pe baza votului dumneavoastră. Ne apropiem de licitația care va desemna câștigătorii, firmele care vor consolida aceste blocuri. Suntem într-o situație fericită, putem spune, avem banii, Guvernul României a vizat favorabil proiectările făcute de către municipalitate. Eu zic că este un moment foarte bun pentru municipiul și aici atât eu, domnul viceprimar, cât și dumneavoastră, Consiliul Local, ne ținem de cuvânt față de cetățeni și ne ducem obiectivele până la cap. Dacă este să facem, într-un fel sau altul, o paralelă cu veștile bune pe care le primește municipiul Bacău acum de curând, odată cu numirea în funcție și votul dat de către Parlamentul României și a faptului că domnul Lucian Șova este un ministru al transportului care este deputat de Bacău, am încredere de plină în faptul că șoseaua de centură va ajunge într-un ritm accelerat să fie efectuată. De asemenea, am încredere în faptul că autostrada Bacău Brașov este unul dintre obiectivele foarte importante de agenda dumneavoastră. Am încredere de plină în tot ceea ce va decide dumnealui pentru susținerea municipiului Bacău. Având în vedere toate aceste elemente, nu știu dacă există posibilitatea să le propunem la vot în bloc. Nu știu dacă există această posibilitate pentru acest proiect 4, 5, 6, 7, 8. Dacă nu, rămâne la latitudinea dumneavoastră. Eu nu o să fac expunerea de motive, n-am să fac aceeași prezentare la fiecare dintre aceste proiecte, deoarece au același obiectiv. Dar putem să mergem separat. Dacă există aviz de legalitate pentru proiectul. Există aviz de legalitate? Mulțumesc, domnul secretar. Domnul Ciprian Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Romica Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Cristina Costuga. Favorabil. Doamna Mihaela Ionesi. Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 1 este favorabil. Domnul consilier Mătălin Turianu. Aviz favorabil. Domnul consilier Daniel Miclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Mergem mai departe. Supunând discuție dumneavoastră, punctul 5 al ordinii de zi și îl rog pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive a mulțumesc, doamna președintă. Așa cum v-a spus și domnul primar, este vorba de aprobarea documentației tehnico-economice, faza de lege, pentru obiectivul de investiții, consolidare imobilă, Calea Mărășești, numărul 4. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Mulțumesc, domnul viceprimar. Aș supune totuși votului dumneavoastră modalitatea de a vota în bloc, având în vedere că este vot direct, pentru proiectele numărul 5, 6, 7, 8. Obiectivul acestor proiecte de hotărâre este același. Deci 5, 6, 7 și 8. Dacă sunteți de acord cu votarea în bloc a acestor proiecte, vă rog frumos. Domnilor consilieri, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Să înțeleg că toată lumea este pentru, da? Și atunci o să cer avizele pentru toate aceste proiecte de hotărâre. Ați avut expunerea de motive
la mapă, dar pentru toate cele 4 proiecte pe care le votăm acum în bloc, 5, 6, 7 și 8, așadar voi cere avizele pentru toate cele 4 proiecte, 5, 6, 7 și 8. Domnul secretar, Ciovidiu Popovici, dacă există aviz de legalitate pentru aceste proiecte de ordine? Pentru proiectele 5, 6, 7, 8, există aviz de legalitate. Domnul Ciprian Fantaza. Mulțumesc. Domnul Romică Chindruș. Aviz favorabil pentru toate proiectele. Mulțumesc. Doamna Cristina Buzdugan. Aviz favorabil pentru toate proiectele. Mulțumesc. Doamna Mihaela Ionesi. Aviz favorabil pentru mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil pentru toate cele 4 proiecte. Domnul consilier Mădălin Curianu. Avizul este favorabil pentru cele 4 proiecte, 5, 6, 7 și 8. Mulțumesc. Domnul consilier Daniel Nicăuș. Aviz favorabil pentru proiectul numărul 5, 6, 7, 8 de ordinalizare. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții asupra acestor proiecte de hotărâre, nu sunt, atunci rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să spună la vot cele 4 proiecte de hotărâre 5, 6, 7 și 8. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi au fost aprobate proiectele de hotărâre 5, 6, 7, 8. Mulțumesc, domnul secretar. Supun discuției punctul 9 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive aferente acestui proiect de hotărâre. Da, stimați colegi, la punctul 9 de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre prin care aprobăm organigrama și statul de funcții la Agenția de Depozitare Locală Bacău, ați avut materialul la mapă. Mulțumesc, domnul viceprimar. Domnul secretar Ovidiu Popovici, există aviz de legalitate? Există aviz de legalitate. Mulțumesc. Domnul Ciprian Fantaza? Există favorabil. Mulțumesc. Domnul Adrian Constantin Angel? Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Părianu? Aviz favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim? Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Niclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre, nu sunt. Îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Mergem mai departe și supun discuției dumneavoastră punctul 10 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive aferente. Mulțumesc. La punctul 10, stimați colegi, avem tot o organigramă de data aceasta la Poliția Locală a Municipiului Bacău. Ați avut de asemenea material la mapă și vor... Planul de ocupare, nu scuzați. Planul de ocupare a fost opus pentru Poliția Locală Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l prezentați, să-l votați în formă prezentată. Mulțumesc, domnul viceprimar, domnul secretar, avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Ciprian Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Floriniene. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Curianu. Domnul consilier Constantin Gerasim. Aviz favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Niclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, nu sunt. Rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Am ajuns la punctul 11 de pe ordinea de zi. Așadar, îl supun discuției dumneavoastră și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre numărul 11. Domnul viceprimar, sunt la proiectul numărul 11. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre venim cu o completare hotărârii 441 din 2010, prin care s-a înființat Clubul Sportiv Municipal. Este vorba de o serie de reglementări de natură legală pe care trebuie și financiară, pe care trebuie să le facem cu privire la buna desfășurare a activității Clubului Sportiv Municipal Bacău. Rog pe domnul viceprimar să prezinte amendamentul sau după momentul în care se supune la vot amendamentul.
să vedem avizele întâi și după aceea vedem dacă mai sunt. Există aviz de legalitate? Așa, domnul Ciprian Fantaza, domnul Daniel Roșu, domnul Adrian Gabiliu. Mai tare, mulțumesc. Domnul Modelin Curianu. Mulțumesc. Domnul Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul Gabriel Stan. Favorabil. Domnul Daniel Niclăuș. Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, domnul viceprimar. Da, mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Aș vrea să fac un amendament la acest proiect și anume la secțiunea a treia, referitor la cheltuieli de masă, articolul 13, alineatul 2, avem acolo o frază unde se spune că în cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice. Aș dori să scoatem această frază din proiect și să nu aprobăm decontarea băuturilor alcoolice pentru clubul sportiv municipal. Supunem la vot. Punem la vot amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere absența din sala a domnului Manolache, cu 19 voturi pentru, a fost aprobat. 18 pentru. Sunt două incompatibilități. 18 pentru. Dar proiectul ăsta e incompatibilități. Da, avem două incompatibilități. Adică avem 17 voturi. Domnul Manolache e în sală. Era incompatibil. 18 voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat. Mai sunt amendamente? Mai sunt discuții. Atunci vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi. 18, da, incompatibil. Sub discuție dumneavoastră, punctul 12 al ordinii de zi, invitându-vă domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive a terenului. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vine în fața dumneavoastră cu solicitarea de modificare a HCR 352 din 2010 privind aprobarea master planului și a listei de investiții prioritare pentru sectorul apă și apă uzată, ce urmează a fi finanțate în etapa 1 din fondul post-mediu. Este o cerință de natură legală. Aici sunt prezenți și specialiștii și conducerea companiei de apă, care vă pot sta la dispoziție pentru orice informații suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Ciprian Fantaza. Favorabil. Domnul Romică Chintuș. Aviz favorabil. Doamna Izabela Pintilie. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Curianu. Favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Niclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, nu sunt și atunci o să trecem la procedura de vot secret. Sper că nu mai este nevoie să vă explic încă o dată procedura de vot corectă și legală aleasă de dumneavoastră.
Thank you.
A votat toată lumea? Vă rog frumos, echipa de validare, să vină așa în față, să se procedeze la numărarea votului și consemnarea rezultatului. Să-și desemneze
reprezentanți care să participe la aceste negocieri, atât în zona, din zona politică, cât și din zona independentă. Din păcate, iarăși, niciun reprezentant al vreunui partid de opoziție sau din partea independentă nu s-a prezentat la aceste negocieri. Mai mult decât atât, această dorință de înființare a acestui tip de societate nu este invenția acestei administrații. Și administrația anterioară a încercat înființarea societății Nova Pact, chiar a trecut prin ședință de Consiliul Local, dar din motive care nu vreau să le explic în momentul de față, a decis să nu mai dea curs. Și vă spun următorul principiu pe baza căreia funcționează această societate. În momentul în care o societate a orașului vine și lucrează pentru oraș, avantajul financiar pe care îl prezintă acest lucru este evident. Nu trebuie să vină unii sau alții care să ia diverse tipuri de lucrări. Aceste lucrări pot fi făcute cu ușurință și au fost făcute, așa cum a fost făcut în acest an, așa cum s-a demonstrat în acest an, de Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău. Absolut toate contractele care au fost date Societății de Servicii Publice au fost efectuate și au fost efectuate fără a fi probleme. Unele sunt în curs de derulare. Vrem să trecem la etapa următoare cu această Societate de Servicii Publice. Să administreze în mod corect parte din domeniul public al municipiului Bacău, parte a activităților pe care municipalitatea, datorită lipsei de personal, datorită procedurilor greoaie sau a inexistenței forțe de lucru calificate în zona aparatului propriu al primarului, nu le poate face. Unul dintre explicațiile pentru care vin în fața dumneavoastră acum cu această societate de servicii publice care are un temei juridic, are auspiciile legale de funcționare, precum și modalități legale stabilite prin dispoziții și norme în vigoare, vin în fața dumneavoastră deoarece la momentul în care se va prezenta spre aprobare bugetul Consiliului Local, această societate va trebui să fie în ființă cu privire la toate aceste servicii de delegare, pentru a elibera, pe de o parte, organigrama municipiului Bacău, dar pe de altă parte, pentru a degreva financiar municipalitatea Bacăului de o serie de responsabilități pe care, în momentul de față, trebuie să-și le asume într-un mod foarte, foarte greu. Și mă refer aici la tot ceea ce înseamnă drumuri, spații verzi, parcuri și alte semne. Încă de la începutul mandatului meu am pledat pentru investițiile și pentru modalitățile de gestionare in-house ale serviciilor municipalității, dar totuși pe principiul descentralizării, pe principiul autonomiei fiecărui serviciu. Voi veni în continuare, indiferent de votul dumneavoastră, cu propunerea de delegare și de transformare a serviciului de salubritate și lumina publică, nu doar cu privire la această societate. Mai mult decât atâta, toate solicitările care mi-au fost cerute de către grupurile politice sau de către consilierii locali, consider că le-am soluționat și le-am prezentat favorabil. Există toată transparența, toată deschiderea. Am invitat de fiecare dată fiecare reprezentant al vreunei forțe politice să se prezinte ori la consilii de administrație, ori la adunări generale de acționari, ori să verifice într-un mod concret activitatea acestei societăți. Și dumneavoastră puteți să o faceți. Nu vă trebuie să depuneți cereri, puteți să vă duceți să vă uitați concret în hârtiile și documentele pe care le are societatea. Mai mult decât atât, nu vreau și nu cred că trebuie să fie un subiect de negociere politică reprezentarea delegării acestei societăți către, din partea municipalității. Aceasta este o stare de normalitate, stimați consilier local. Nu este un subiect de troc politic, nu este un subiect de negociere, nu este un subiect de mare dezbatere politică. E o stare de normalitate. Dacă cineva își închipuie că a găsit aici mare club politic al acestei perioade, din punctul meu de vedere, vă înșela. Aici discutăm de administrare eficientă pe care o face orașul, și administrarea eficientă se face, așa cum se întâmplă și în multe alte OAT-uri, prin intermediul unor societăți specializate.
Nu este normal ca pe organigrama primăriei municipiului Bacău să ai tăietorii de copaci, mărăturători și alte asemenea, în loc să ai ingineri, economiști sau juriști. Și alte, astea sunt alte aspecte de natură a justifica existența acestui hotărâri. Rog pe fiecare dintre dumneavoastră, așa cum am făcut-o și până acum, să vă gândiți în primul rând la ce nevoie are acest oraș, după aceea să vă gândiți la involdurile care le primiți de la mai mari dumneavoastră, de la supraveghetori sau tutori, de la președinți sau mai puțin președinți, de la primari închipuiți sau de la povestitori. Aveți libertatea de decizie, și așa este normal. Sunteți aleși de comunitate pentru a concretiza destinul unei comunități, nu pentru a asculta ordinul vreunui mai mare, cu trese mai multe. Lasă la libertatea fiecăruia dintre dumneavoastră și la aprecierea fiecăruia dintre dumneavoastră normalitatea de existență a acestei societăți. Și vă spun că existența acestei societăți, și menționez încă o dată, nu este un subiect de troc politic, nu voi accepta un troc politic, este un exemplu de normalitate și de bună funcționare a unui. În speranța unui vot favorabil și a unui gând bun în acest an, dat de dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră pentru a concretiza contractul de delegare al acestei societăți, care aparține municipiului Bacău, care are unic acționar municipiul Bacău și a care fiecare parte de profit nu se duce prin buzunarele unui potentat cu orientări de diverse culori politice, ci se duce în visteria orașului. Ăsta a fost principiul de funcționare și ăsta a fost principiul de existență. Pentru orice alte lămuriri necesare vă stau atât eu la dispoziție, dar cât și domnul director general Popa, precum și președintele Comisiei de Negociere, domnul administrator Popic. Vă mulțumesc. O să venim și la discuție imediat. Nerăbdător ca de obicei, domnul Miclăuș. Domnul secretar, dacă există aviz de legalitate? Există aviz de legalitate. Mulțumesc, domnul secretar. Domnul Ciprian Fantaza. Mulțumesc. Domnul Romică Chindruș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Izabela Pintilie. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Curianu. Aviz favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Miclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre... Mă scriu eu la... Da, domnul consilier Miclăuș. Sunteți primul proiect. Doamna președinte de ședință, domnule primar, stimați colegi, stimați invitați, poziția Partidului Național Liberal este una consecventă. Vreau să vă aduc la cunoștință că fiecare avem conștiință și votăm, după cum ne dictează conștiința, interesul cetății și după cum se stabilește în cadrul partidului nostru politic. Aș avea o primă întrebare și după aceea să vorb o discuție în măsura în care domnul primar va intra în această discuție, dar sunt sigur că va intra. Am să adresez o întrebare domnului director al Societății de Servicii Publice. Îl văd astăzi prezent aici. Domnule director, vreau să vă întreb foarte punctual. Există un protocol de predare-primire al terenului din Parcul Cancicov către Consiliul Local? Protocol de predare-primire, nu de la noi către dumneavoastră, către societatea dumneavoastră, de la societatea dumneavoastră către noi. Dacă există un asemenea protocol de predare-primire al acelui teren. Nu există. Deci nu există. Nu. Mulțumesc. Domnule primar, acum haideți să invitați. Este o întrebare care e de bun simț, dar mă aștept la domnul director Popa să înțeleagă esența. Nu este niciun fel de protocol de predare din partea societății către municipalitate, pentru că nici municipalitatea n-a făcut predarea către societate în mod efectiv. Deci acest teren niciodată n-a fost predat, nici în proces niciuna. Domnule primar, atunci de ce ați venit și ne-a solicitat anul trecut, de 3-4 ori,
trecerea acestui teren, și ați afirmat atunci, vă citesc din memorie, acest teren este necesar societății pentru ca prețurile practicate de către societate să fie unele competitive mici și calitatea serviciilor lor să fie una înaltă. Pentru că ați insistat la Consiliul Local să vă cedăm acel teren. Și acum, astăzi, aflu că, de fapt, el nici măcar nu a fost predat. Ba mai mult, prin hotărârea de Consiliul Local 461 din 2017, la articolul 7, într-adevăr, s-a revocat hotărârea de Consiliul Local 7 din 2017 cu privire la majorarea capitalului social al societății de servicii publice, dar nu vreau să intru prea multe amănunte, că după aia nu vreau să includ postarea de confuzie. Cel puțin în ceea ce privește cei care sunt de față și invitați. Bun. De ce ați insistat pentru acest teren, dacă până la urmă nu a fost nevoie de el? Știți cum e? Acum se poate rezuma foarte clar retorica pe care, prin intermediul căreia mi-a spus o întrebare. Când e bine? Când îl dăm? Când nu e bine? Când nu îl dăm? Până la urmă... Eu n-am dat o răspuns. Eu am adresat o întrebare, care care de consider și local. Și eu am întrebat când e bine. Vă poate răspunde după ce îmi dați răspuns. Eu vă spun în felul următor. Tot ceea ce am făcut în sensul transpunerii tuturor dorințelor pe care le-ați avut, inclusiv dumneavoastră, și pe baza realităților pe care le-am constatat. Eu nu sunt genul de primar care, dacă ia o decizie, să meargă cu ea până în pânzile albe, în contextul în care există și alte opinii care pot fi favorabile. Fapt pentru care stăm foarte bine și foarte atent, judecând de mai multe ori și pe aia o singură dată. Am respectat până la capăt și această dorință. Dar suntem în aceeași etapă în care, dacă ai bască, de ce ai bască? Dacă n-ai bască, de ce n-ai bască? Așa că v-aș propune. Dacă tot ați luat decizie, dacă nu sunteți de acord, sunteți consecvent, nu vreți să votați. Hai discutiți pe toată lumea de povești, de ce. Știți ce faceți? Blocați comunicarea. Și nu-i bine. Nu vă blochez. Nu-i bine deloc, vă spun. Ce mai vreți să vă mai răspund? Nu, da. Nu mai vă blochez nimic. Nu, dar nu mai vreau să mai fac un dialog nicio cu dumneavoastră. Atunci, doamna președință, am să-mi expun în continuare idei. Spuneți. Dacă dumneavoastră nu... Asta spune mult, să știți. Și despre managementul defectuos la nivelul primării patru. Doamna președință, stimați colegi, domnule primar, domnule viceprimar, primari, stimați sau invitați. Dacă Partidul Național Liberal a avut dreptate odată, de ce să nu mai aibă dreptate și de această dată? Noi am spus la acel moment că acel teren nu este benefic societății. Și dumneavoastră astăzi îmi spuneți că ați greșit. Că asta este concluzia. Ce ne poate... Chestiunea asta unde ne poate duce cu gândul? Poate greșiți și acum, domnule primar. Și vă spun, de ce greșiți. Uitați-vă, și v-am mai spus și data trecută, ce a pățit colegul dumneavoastră la sectorul 4. Când s-a bătut cu pumnul în piept și a cerut rezilierea contractului cu societatea REGO, o societate privată, cu privire la colectarea deșeurilor. Și s-a bătut cu pumnul în piept că va reduce taxa de salubritate. A redus-o, a înființat o societate de servicii publice la nivelul sectorului 4 București și București, sectorul 4, a fost sufocat de gunoaie. Ajungându-se în prezent ca domnul primar de la sectorul 4, colegul dumneavoastră din PSD, să solicite dublarea taxei de salubritate. Și atunci cam așa vorbim. Adică nu are rost să... Dumneavoastră încercați să mă duceți în ridicol. Eu vorbesc cât de cât serios și am fost destul de politicos. Pot să vă răspund? Păi, cum răspundeți? În primul rând, domnul consilier, mă bucur că sunteți interesat de soarta București. Interesat de soarta Bacăului și ce... Îmi cer scuze, dar, totuși nu v-am. Văd că m-ați adus și forțe proaspete și de prin județ. Ceea ce e foarte important. Pot să vă spun în felul următor. Foarte important, în domeniile care se referă la sistemul municipal, să nu amestecăm mere cu fere și să ne dea vară. Una este salubritatea. Și una este administrarea domeniului public. Una este ordonanța 71 și una este legea 51. Eu nu am venit în fața dumneavoastră să fac o societate de salubritate. Eu am venit să fac o societate și am venit cu o societate care prestează pentru municipiul Bacău și pentru domeniul. Eu vă spun că sunt N exemple de societăți care lucrează în același mod ca societatea de servicii publice.
nu în componenta de salubritate. De aia nu le mai amestecați, vă rog frumos, că sunt total separate, au reglementări și legi incidente diferite, una 51, una 71 și subsecventele. Iar celelalte societăți și toate societățile din care funcționează bine. Nu e asta o problemă. Dar dacă mai aveți alte întrebări, sunt pregătit să vă răspund, pentru a nu avea senzația că vi se blochează pe comunicare. Deci, stau la dispoziția dumneavoastră. Vreau să lămuresc în continuare. Dacă ați terminat și nu termine, doamna președinte. Vreau să vă aduc la cunoștință că nu încurc niciun măr cu niciun păr. Sunt servicii publice, domnule primar. Haideți să fim serioși. Știe cetățeanul simplu. Vă spun că nici nu au auzit de această societate a noastră de servicii publice. V-ați zis un cetățean din municipiul Bacău, ca să nu mai dau numele unui frumos, a zis, domnule, ce cu această societate? Este fantom? Nu este prezentă în viața noastră. Nu o simțim. Și de asta, de asta mai am spus la ședința trecută, că suntem de acord ca această societate, pentru că ea există, nu duceți în altă direcție. Societatea există chiar dacă nu va trece de votul de astăzi. Noi știți ce vrem? Noi știm ce vrem. Nu, chiar știți ce vrem? Vrem ca această societate să funcționeze în parametri normali. Pentru că în 2017 a fost un fiasco. Asta vrem. Dacă dumneavoastră nu acceptați această realitate, domnule primar, nu fac parte din corul dumneavoastră de locători. Și v-am spus de atâtea ori, s-ar putea să vă fac un bine. După cum dumneavoastră, când ați fost în opoziție, prin pozițiile dumneavoastră, în Consiliul Local sau unde ați mai fost, ați, zic eu, că până la urmă s-au văzut rezultate. Asta este rolul opoziției. Că se clamează că PNL-ul nu face opoziție. O face. Câteodată discret, prin hârtii adresate instituțiilor statului. Câteodată pe față, prin pozițiile noastre. Dacă facem opoziție, nu este bine. Dacă nu facem nimic, iar nu este bine. Vă aduc la conștiință că noi vrem să facem o poziție și constructivă. Și avem serioase dubii că această societate de servicii publice, în momentul în care ea nu poate să facă un obiect de activitate mult mai restrâns, nu va putea face nici mai mult domeniu primar. Asta este problema noastră. De aceea am spus, dacă acea problemă cu terenul, să zicem, o să fac și o verificare de rigoare, este reglementată și nu vrem să ne trezim cu acel teren în circuitul civil, am închis paranteza. În ceea ce privește serviciile publice către cetățeni, acestea trebuie să fie unele de calitate și această societate de servicii publice nu ne-a convins până în acest moment. Dacă în 2018, în cursul anului 2018, își va face temele cum trebuie, poate să vină în fața Consiliului Local, că până la urmă Consiliul Local este suveran să hotărască. Nu suntem o anexă a executivului și nici acestei societăți de servicii publice și vom analiza oportunitatea delegării a unei alte bucățele, să zicem. Adică, putem să le dăm, de exemplu, dacă cetățenii municipiului Bacău vor fi extaziați și mulțumiți de ceea ce se întâmplă în oraș cu privire la activitățile prestate, putem analiza, de exemplu, situația cimitirului sau situația drumului. Nu putem să ne jucăm la infinit și să ducem în eroare opinia publică cu privire la acest aspect. Ca să închid, domnule primar, biroul politic al municipale PNL Bacău, el a hotărât prin vot democratic ca să ne opunem, argumentat, să votăm împotrivă. Eu vă aduc la cunoștință, în calitate de lider de grup și mi-asum ceea ce spun acum, pentru a nu mai da, nu a mai alimenta suspiciunile pe care le-am văzut în mediul online în ultimul timp, cu că ar fi fost un trădător la noi în partid. Eu vă pot spune că data trecută s-au votat, toți cei 5 consilieri PNL au votat împotrivă, decid ca noi, consilierii locali liberali, să nu participăm la vot astăzi, pentru a elimina orice suspiciune. Și orice interpretare. Bun. Acum îmi permiteți să vă răspund după ce ați încheiat apoteotic, am înțeles esența. Trebuia să o spuneți la început și nu la tine antic. Repet. Haideți să nu facem confuzii între salubritate și administrarea domeniului public. Sunt două chestiuni total diferite. Nu toată lumea din municipiul Bacău trebuie să înțeleagă, dar dumneavoastră, Consiliul Local, trebuie să o faceți. Nu aveți dreptul să le încurcați. Deci eu știu ce vreți. Știu foarte bine ce vreți. Nu o să o zic aici și nu o să o zic deocamdată. Spuneți, domnule primar, nu, deocamdată foarte deschis și sincer. Deocamdată nu... N-am niciun partid și nu urmăresc niciun interes. Cer scuze, dar nu v-am întrebat. Domnul consilier, chiar nu v-am întrebat. Spuneți lucrurile pe nume, nu mai lăsați așa. Deci, domnul primar, că a fost o intervenție
astfel nu v-a întrebat nici măcar o dată. No, da. Haideți să lăsăm un pic lucrurile să așeze și să vorbim cu respect unul față de celălalt, indiferent că avem un ordin al superiorului care ne spune să-l înjur pe necolo. Nu asta e esența. Pe de altă parte, vă spun că esența consilierului local nu este să facă opoziție. Esența consilierului local este să lucreze pentru municipiul Bacău. Marea realizare pe care o avea Partidul Național Liberal, din punctul meu de vedere, nu este să facă o mare opoziție, ci să muncească pentru municipiul Bacău. Pe de altă parte, nu cred că știți vreo lucrare pe care s-o fi făcut Societatea de Servicii Publice. Nu cred că știți niciuna pe care a făcut-o concret. Dar nici nu cred că ați întrebat de vreo una dacă s-a făcut bine sau nu. Pentru că până la urmă aici discutăm. Așa arunca cu un praf de stele în față, justificându-ne poziția, doamne, trebuie să facem o poziție. Nu cred că este suficient. Asta este opinia mea. De aici încolo, fiecare dintre dumneavoastră decide. Dar decideți în cunoștință de cauză și nu având în spate pe supraveghetorul de la partid. Vă mulțumesc. Păi primar, v-a zis, aveți un talent așa de a duce discuția în televizor. Deci începeți bine, dar sfârșiți prost. Nu mai mult ca dumneavoastră. Nu, începeți bine și sfârșiți prost. Nu mai mult ca dumneavoastră. De ce aceste discuții seriale? Să vorbim la obiect. Ce a făcut această societate ca să ne dea pe spate? Dar ce a făcut vă... concret? Au adus câteva foi volante data trecută, da? Și m-am uitat niște poze, în afară de acele dispozitive pentru șobolani, câteva bănci cumpărate de la Dedeman cu suprapreț, facturate cu un preț mai mare decât eu, dacă mă duc personal, și cu o chestiune. De ce instituțiile publice noi trebuie să plătim mai scump decât un simplu cetățean? Niște coșuri de gunoi sau bani. Deci, să discutăm pe bune, dacă vă discutăm. Și știți foarte bine, apropo de înjurat, nu v-am înjurat niciodată, domnule primar. Nici în față, nici prin spate. Cum fac alții, de exemplu. Eu să știți că sunt un tip sincer, frank, spun omului în față și vă spun încă o dată. Opoziția așa se face. Ne-ați să spuneți. Și noi vrem să facem mai mult. Dar de câte ori am încercat prin proiecte, ne-ați băgat tot cu tot felul de șicani. Ne-ați făcut tot felul de șicani. Și putem vedea ce proiect am dat în 2017. Dați-mi un proiect, domnule. Păi, nu știți foarte bine ce proiect am dat. Dați-mi un. Când au fost cursele pentru ele, când au fost cu transparență, când au fost șicane ne-a spus. Și atunci, noi ce putem să facem? Haideți că este toată lumea prezentată. Haideți să nu uităm că în sală este și domnul. Avem instrumente, mai un pic, și cu asta termin. Avem instrumentele pe care le avem la îndemână. Avem votul nostru. Avem conștiința noastră și, încă o dată, vă spun argumentat, fără a avea nimic cu nimeni, Partidul Național Liberal este consecvent. Nu se va mai întâmpla ca până acum, că votau doi, așa, trei, așa. Este vorba de o disciplină de partid. Și așa va funcționa în continuare. Și PNL-ul va avea o poziție de forță, argumentat, bineînțeles, în interesul cetățeanului, pentru că nu o fac pentru mine, domnule primar. N-am niciun beneficiu, vă spun sincer. Dar vreau, trăiesc în acest oraș, și eu și dumneavoastră și toți cei de aici, și vrem să ne asigurăm că toate chestiunile ce țin de administrație publică locală se fac în interesul nostru și nu în folosul unor interese de grup. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți o singură, numai o secundă. Din punctul meu de vedere, a spus disciplina de partid în fața interesului cetățeanului, blocând efectiv activitatea administrației și nu e prima noastră aventură în acest sens. Vom și aceste critici, să știți că le-am anticipat și ne asumăm. Așa este, viața bărbădește, trebuie să ne asumăm aceste decizii. Și vă spun că nu noi vă blocăm, dumneavoastră nu vă faceți treaba. Eu vă spun... Faceți-vă treaba cum și-au făcut-o și antecesorii dumneavoastră, luați lucrurile bune de la ei. Domnul antecesorii dumneavoastră, cu acești oameni din primărie, dacă știți cum se pune sa treabă și să-i motivați, vă spun eu că obțineți performanță. Domnul consilier. Să știți că pot și eu vorbi mai tare și mai mult decât dumneavoastră. Dar nu aici e ideea care vorbește mai mult și mai tare. Poate ați mai înțelegeți? Dar ați fost întrerupeți. Eu să știți că sunt cu foarte mult bun simț și nu v-am întrerupt niciodată. Dumneavoastră ați făcut-o de cel puțin două ori. Eu vă spun în felul următor. Va veni un moment și pentru dumneavoastră, personal, individual, domnule Mitrăuș, în care vă veți da seama de eroarea în care vă aflați, mergând pe poveștire unei discipline de partid, punând în fața interesului cetățeanului, de fapt, regula și
mintea superiorului dumneavoastră. Am încredere dumneavoastră, și o spun cu toată sinceritatea, că totuși, și în grupul dumneavoastră de consilier local, fără a da în dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră cu noroi, individual dumneavoastră, aveți posibilitatea de a îndrepta o serie de erori pe care politic s-ar putea să le facă. Gândiți-vă la interesul cetățeanului și după aia la regula superiorului care s-ar putea să nu aibă chiar interesul municipiului Bacău, ci poate cel al podul Turcului. Vă mulțumesc. Interesul cetățeanului vă spun că primează și nu mai... Eu am zis că e interes frumos. Ați zis că dați ai poate de consecvență și ați zis că vă opresc. Nici eu nu mai am nimic de spus. Nici eu nu mai am nimic de spus. Dacă vreți să discutăm, discutăm juridic, concret, nu povești de astea în care încurcăm salubritatea cu domeniul. Domnul director Popa. Domnul Claudiu, și-aș dori să vă precizez faptul că n-am cumpărat nimic de la Dedeman și am montat în domeniul public. Nu știu bine, aveți dumneavoastră această informație. Aveți facturi de la Dedeman și sunt puse la dispoziție chiar în dosarul colegului nostru. Facturi la Dedeman la ce? Putem să cumpărăm orice de la Dedeman. Adică ce vreți să spuneți la cumpărat? Eu vreau să vă informez, domnul consilier, că produsele finite se obțin din materii prime. Ori fi având facturi, domnule, de la Societatea de Servicii Publice. Da? Probabil că ar trebui să mai vă informați în domeniul ciclului de producție al unui produs finit. Avem nevoie, da? O societate are nevoie de materii prime, materiale consumabile pentru a obține produse finite. E posibil să dețină facturi prin care achiziționează diverse materiale de la Dedeman. Dar asta nu înseamnă că am luat o bancă de la ei. Deci, dacă te mai un comercial local, foarte bine. Achiziționați în continuare. Mai la prețul mai... Care domnul Miclăuș, nu mai deformați informațiile nejustificate și nefundamentate. Acum ai vinovat și Dedeman. Noi în povărășie și într-o combinație cu niciun. Nu ați răspuns. Știți cum a zis Iisus. Așa e. Așa a spus. Așa e. Deci, Dedeman nu este o firmă de respect și nu vreau să fie Iisus. Practic, toată ședința e monopolizată de un domn consilier care face tot felul de aluzii, mai mult sau mai puțin fondate, dar nu se poate opri. Eu zic că nu s-a opri. Deci când o să am funcții datorită partidului, să-mi atrageți atenția la consilier. Domnul avocat, să nu începe cu discuții personale. Vă rog frumos. De jumătate de oră, numai dumneavoastră vorbiți, prevăziți o mare nedreptățe la adresa mea și a colegilor mei, iar legat de funcțiile mele și ar trebui un pic să vă uitați în CV-ul meu, să vedeți la care se trase profesional, înainte și după ce au făcut. Să mă respect foarte mult. Da? Așa că, nu credeți, ce facem aici? Începeți să vă dăm? Da, nu v-ați frumos să terminăm o pintă de jumătate, dar rămâne până astăzi. Deci, v-am spus, vă stau la dispoziție. Și am făcut trei colegi. Nu mai să vorbiți, ok. Mergem mai departe. Domnul consilier Vineș, vrea să aibă și dumneavoastră intervenție. Sper să fie un pic mai concis decât colegul nostru. Da, o să încerc. Dar am rost dominte, să nu mai spați la noi că facem asta de două luni în continuu la ședințe și... Dacă meritați, impuneți stilul ăsta de lucru. Da, nu știu dacă... Comportamentul dumneavoastră și lipsa de respect față de noi impun stilul acesta. Decizia dumneavoastră să-ți spați la noi. Să știți că la sondez nu țin. Da? Se poate verifica, dar nici nu cer lucrul acesta. Dumneavoastră nu vă pot să pune într-un altfel. Nu pare rău. În primul rând, apreciez faptul că în tabăra PNL au fost în sfârșit strânse rândurile. Vreau să aduc la discuție faptul că atunci când a fost înființată Societatea de Servicii Publice și când a fost dat acel teren, o parte dintre liberale au votat acel proiect și acele proiecte, eu am fost de acord cu această societate din start, pentru că dumneavoastră ați prezentat-o din start ca pe o jucărie personală, eu cel puțin așa cred că este, asta este opinia mea. Și spun lucrurile acestea pentru niște motive. Sunt 5 la număr.
În primul rând, în conducerea acesteia se află o serie de pesediști sau o serie de persoane care ridică indemnizații de 9.000 de lei. Deci 9.000 de lei indemnizații în această, 9.000 de lei pe lună indemnizații în această societate de servicii publice. De asemenea, această societate de servicii publice dă contracte cu încredințare directă, de exemplu, avocatului care a servit PSD-ul în campanie electorală, în birou, în birou electoral. Acest birou electoral care m-a scos pe mine din competiție cu niște semnături false inventate, așa cum am demonstrat și la tribunalul facerii. De asemenea, această societate de servicii publice nu respectă minimele condiții legale vis-a-vis de transparență și nu confunda contribuția cu transparența cu dezbaterea publică închipuită pe care ați realizat atunci când s-a negociat acest contract. Dumneavoastră mi-ați adresat nouă o invitație să asistăm la acea negociere, nu să facem parte din comisia de negociere. Deci hai să nu confundăm lucrurile, pentru că dumneavoastră spuneți că eram cu toți bineveniți acolo, dar de fapt eram pur și simplu în sală ca să vă legitimăm dumneavoastră mă rog, jocul până la urmă. Și intențiile. Am observat că Societatea de Servicii Publice a aderat în sfârșit la Strategia Națională Anticorupție. Dumneavoastră, la ședința trecută, m-ați luat în râs când am adus acest subiect în discuție, dar vreau să știți că există acolo anexă 5, care prevede, într-o pagină, toate informațiile care trebuie publicate din oficiu, adică pe site de această Societate de Servicii Publice și, în general, de toate societățile care se înscriu în această ordonanță 109/2011. Și am intrat din nou pe site și am văzut că acele informații nu apar acolo. Așadar, cum putem avea noi încredere să punem în brațe patrimoniul municipiului Bacău, acestei societăți, administrarea lui până la urmă, în condiții în care nu respectă minimalele condiții de transparență. Ideea mea este una rea, de a avea o societate de servicii publice care face lucrurile acestea în municipiu. Dar felul acesta în care se raportează la noi, la Consiliul Local și la cetățenii, este greșit și nu pot avea încredere. Tocmai de aceea am votat și la sfârșitul anului împotrivă, am votat și la ședința trecută și la ședința aceasta nu voi anula votul, deoarece sunt mari dubii cu privire la felul în care au fost numărate, evidențiate buletinele de vot data trecută. Mai ales în condiții care domnii de la PNL se jură că niciunul n-a trădat. Nu intru în discuții personale și n-are sens. Deci, în momentul în care această societate de servicii publice se va pune la punct cu tot ce înseamnă transparență, ne va demonstra că face treabă pe acoala formulă, ca să zic așa, fără patrimoniu public în brațe, poate ne vom mai gândi în opoziție. Dar să știți, dacă vrem să facem curățenie în oraș, nu trebuie neapărat să dăm toată administrarea domeniului public către societatea de servicii publice, ci putem face o licitație, se înscrie orice firmă de pe piața liberă, pentru că până la urmă suntem un capitalist, și vedem cine face treabă în oraș. Eu asta am avut de spus, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți? Vă rog, domnul primar. Înainte de a da cuvântul domnului Popa pentru a elucida o altă chimeră și o altă palivernă născoasă în domeniul public cu indemnizații de 9.000 de lei sau nu știu ce, persistă aceeași necunoașterea legei și a amestecării merilor cu perilor și a ieșit vasc. Și am să plec la ultimele afirmații. Vă repet, aici nu discutăm de curățenie. Nu discutăm de salubritate. Sunt două chestiuni separate. Administrarea drumului, parcurilor, spațiilor, verzi, nu e tot una cu a face curat în oraș. Și da, se poate face licitație, dar noi nu discutăm de subiectul ăsta. Ca să ne înțelegem. Asta e, nu? Pentru a clarifica încă de la început. Nu mai amestecat salubritatea cu administrarea domeniului public. Îs două legi separate, două chestiuni diferite.
Pe de altă parte, nu pune nimeni în brațele societății vreun patrimoniu. Patrimoniu rămâne al municipiului Bacău, iar cel care îl administrează este această societate, dacă dumneavoastră veți vota. Administratorul, din punct de vedere juridic, nu poate face acte de dispoziție. Deci nu poate să vândă, nu poate să cumpere domeniul public, nu poate să-l înstrăineze. Face doar acte de administrare. Da? De asemenea, apropo de transparență, nu știu, poate greșesc sau poate că nu. Dar nu e problema mea până la urmă să vă răspund ce a domnului director general. Dar apropo de transparență și de cererile dumneavoastră, instanța de judecată, în momentul în care ați dat în judecată societatea pe lipsă de transparență, v-a zis că n-aveți dreptate. Poate e primul termen, în prima etapă. Da, asta a zis instanța de judecată. Pe de altă parte, iarăși să veniți cu niște povești, cu birou electoral, cu avocații, cu cineva dat afară, cu semnăturile. Nu este niciun fel de relevanță în cazul acestei societăți. Vă scuzați, cunoștința dumneavoastră, domnul Gargăniță, avocatul, a primit contract de la această societate. Primul contract scos pe seară de această societate. A primit contract sau nu? Nu v-am întrerupt, domnul consilier. Vă scuzați, dar asta e ca să faci un consilier. Nu v-am întrerupt. Cunoștința dumneavoastră, a primit contract? Nu v-am întrerupt, direct, 20.000 de euro? Domnul consilier. Nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt sub nicio formă. Deci facem această companie pentru clientela de partid sau pentru comunitate? Când nu aveți argumente, începeți să deșați deci oamenii să faceți niște clientele de partid sau comunitate. Explicați-le domnilor colonei de prin spate că nu așa se face politica. E domnul Cruc aici. A fost major, cer scuze. Major? Domnul Cruc? Sau capitan. În spate, nu? În spatele meu. Eu vă spun, spuneți-le tutorilor dumneavoastră că nu așa se face în politică. Asta e calumnie, nu aveți, nu mai aveți argumente, nu mai aveți argumente, nu mai aveți argumente, aveți niște informe la și țipați. Deci, și repetați-o stătate. A primit contract avocatul. Dacă vreți să fiți inchizitor sau asesor popular, este etapa istorică, dar încă mai puteți da la magistratură. Poate vă ies. Nu, nu mă interesează. Mulțumesc. Etapa anului 50, domnul consilier, a trecut. Ana Paucăr a murit. Da? Nu mai sunteți în posibilitatea de a mai reedita acea etapă istorică. Gata. Nu-mi dați mie lecții de parcurs profesional, pentru că nu... Eu vă spun că Ana Paucăr să ne ferească Dumnezeu. Nu-i destin de parcurs profesional. Hai să o facem la subiect. Clientelă de partid sau firmă pentru comunitate? Stimate, domnule consilier. Spuneți minciuni pe bandă rulantă. Mințiți în continuare. Instanța v-a mai spus odată că greșiți. O să vă zic și eu de fiecare dată. Ați confundat o cerere cu informații publice cu informațiile din oficiile de site. Stimate domn. Te confundați. Nu toți locuitorii acestui oraș cetățenii se rezonează la poveștile dumneavoastră uiz de anii 50 de închiziție. Eu vă spun realitățile și adevărul. Încurcați borcanele. Anticorupția cu transparența, domeniul public cu salubritatea. Lipsa de transparență este primul indiciu dacă vreți să corupți. Așa scrie în manualul micului inchizitor. Așa scrie peste tot. În manualul micului inchizitor. Așa scrie. Așa scrie. Așa scrie. Domnul consilier, ați trădat aceeași lipsă de bun simț. Nu v-am întrerupt nicio secundă, deși ați perorat o stălui de aderație. Și a promis că e concis. Nu vreți să o faceți. Nu vreți să vă opriți? Vă promit că din acest moment, dumneavoastră, nu vă voi mai răspunde niciodată. Până nu vă veți îndrepta comportamentul de asesor popular, sau specific asesorilor populare. Îmi cer scuze. V-ați supărat cu prietenii că vă le dă contact cu societatea? Domnul Ghingheș, nu vă comportați ca pe bulevard sau ca pe Facebook. Suntem într-o ședință de Consiliul Local. Vă rog frumos, domnul consilier. Domnul consilier Valorache, da? Dorește să aibă. Luați-vă chiar dama și faceți. Doamna președintă, mulțumesc. Mai că se poate să limba, domnul Ghingheș. Ne-ați mai înjurat și doamna președintă, doamna președintă, dorește să vă rog, vă rog să luați acte de remarca domnului Sezeu, dar să la tute sau ordine. Noi vreau să ne... Domnul Ghingheș, în luna decembrie ați înjurat colegii din partidul meu și ați arătat semne obscene. Cu ce le-am înjurat? Aduceți-vă aminte! Nu vă enervați și nu faceți la fel! Vă rog, Ghingheș, că nu scoateți limba. Vă rog frumos. Azi, dar
opțiunea colegilor. Dar de ce? Era de dumneavoastră. Nu contează, nu contează, trebuia să rupeți degetul. Asta a trebuit mai să este. Adică revenim la formatul de ședință. Vă rog, acum să nu se răspundă să întrebări. Domnul Ghirie, și mulțumesc frumos. Domnul Ghirie, și mulțumesc frumos. Domnul Consilier Manolac. Doamna președintă, președință, vă mulțumesc foarte frumos când ați fost în care să vorbesc. Cu foarte mare plăcere. Domnule Cosmin Necura, doamnelor, domnilor, colegi, consilieri, stimați invitați. Vreau să fac câteva precizări la punctul 13 de ordinea de zi de astăzi. Și anume că, 1. Această societate a fost înființată cu aproximativ un an în urmă. Din punctul meu de vedere, nu a ieșit cu nimic vis-a-vis de atribuțiile și de felul care a fost înlegereată această societate. În același punct de vedere, credibilitatea acestei societăți este foarte scăzută, se apropie de zero. Având în vedere că mandatul dumneavoastră, domnule primar, se apropie de jumătate, ne vedem mare lucruri când sunteți în proba executivului, aveți și dumneavoastră aceeași credibilitate aproape de zero. Din acest punct de vedere, nu suntem numai noi cei din opoziție nemulțumiți, ci și cetățenii municipiului Bacău. Vă aduc la cunoștință faptul că la ultima ședință au fost interpretări și tergiversări pe modul în care s-a votat și pe modul în care s-au numărat și mai dat voturile. Noi cei din opoziție care ne pasă de partenerul acestui oraș, care ține Consiliul Local, ca să nu mai dăm loc interpretărilor astăzi, ne retragem la acest punct. Vă mulțumesc! Domnul Manolache, că tot fugiți repede. Nu voi negocia niciodată nimic cu dumneavoastră. Punct. Și apa am răspuns. Atunci, nu trebuie să răspunsă cu domnul, dar ce spune în viață? De ce trebuie să răspunsă? Stimate domnul consilier, niciodată. Domnul Manolache, ce motivație și la adresare? Dincolo. Acum, cer scuze. Consilierii locali liberali au anunțat că vor părăsi, nu vor participa la voturi. Iar domnul Manolac este liber să facă. Doamne, am o singură precizare la poziția dumneavoastră. Și cred că ar trebui să fim foarte atenți. În primul rând, ați spus, a fost foarte atent la punctul dumneavoastră, care de obicei foarte elegant și plin de învățăminte. Dar vreau să vă spun un singur lucru, că potrivit legii, Consiliul Local și mai ales consilierii locali votează potrivit propriei conștiințe și voințe. Biroul politic, biroul municipal, biroul nu au niciun fel de amestec în această ecuație a libertății conștiinței și voinței unui consilier local. Adică aș vrea ca pe viitor dumneavoastră să, cel puțin aici în Consiliul Local, să nu mai amestecăm noțiunile. Era vorba de poziția comună, domnule secretar. Nu, nu, nu. Eu am auzit în calitate de secretar. Ceea ce privește decizia noastră de a nu participa la vot este una simplă. Domnule Gheauș, nu mă interesează. Domnule Gheauș, e problema dumneavoastră. Iar potrivit articolului 45 din legea 393, aleșii locali au datoria de a participa pe durata mandatului la exercitarea funcțiilor. Participarea înseamnă vot împotrivă, abținere sau aprobare. Neparticiparea înseamnă o nerespectare a legii 393. Domnule secretar, știți valoarea juridică a neparticipării, nu? Vot împotrivă. Nu, nu. Se pune aia e abținere. Se pune nu, nu, e abținerea. Se pune la cauză. Domnul Dumnezeuș, e abținerea. Dar dați voi să vă pun o întrebare? Este decizia noastră, nu noastră. Dar nu, nu, ne-am făcut obligația să vă cunoștințeze. Deci nu respectați responsabilitățile care sunt clar fixate de către statutul aleșilor locali, prin legea 393. Îmi puteți răspunde la o întrebare, domnul consilier Miclăuș, la o singură întrebare. Ieri în biroul politic ați votat retragerea din sală? Sau ce ați votat? Că nu, nu ați spus, ați... O discuție privată. Nu ne-ați spus că ați discutat vot în public. M-ați zis poziția. Ok. Ajung la vorba domnului primar, să puteți să vă lasă o vorba. Ok, dumneavoastră vă dau bani. Nu plec, că iar o să treacă. Bun. Eu rugămintea mea pe dumneavoastră. Acționați în conformitate cu legea. Domnul Supraipaiță, Mihăilă, ai lăsat un pic consiliere să le mai spun ceva sau e retrag? Ați fost invitat, domnul Mihăilă, la ședință.
podul Turcului, domnul meu. Doamna Preamnă, la ședință poate face la orice cetățean. Eu știu, trebuie să fie invitat. Nu, dar a fost invitat, doar are invitat. Vă rog, asesorul popular. Nu, mă, nu, 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 rugămintea mea. Numai o secundă, domnule consilier liberat, numai o secundă. Domnul Fecă, dacă îmi permiteți. Rugămintea mea, am înțeles. Ordinul de partid, vedeți că se duce într-un derizoriu toată povestea Partidului Național Liberal prin modul ăsta de acțiune. Dar rugămintea mea, am înțeles. Plecați de la acest vot. Să vă întoarceți totuși, să vă faceți treaba de consilier local, măcar cu următoarele puncte. Și știți de ce? Pentru că sunt deosebit de importante pentru cetățenilor municipiului Bacău. La podul Turcului, la domnul Mihailă, probabil nu e interesant. Dar aici avem dreptul și nu ne jucăm de-a consilierul local, sau vine vreun supervisor de la partid, sau mulți alți politurci care se află în momentul de față pe partea stânga sării și vă urmăresc privindu-vă în ceafă. Întorceți-vă la treabă și făceți-vă treaba de consilier local după ce nu veți sta la acest vot. Vă urez succes. Dar veniți la muncă, că de-aia v-a trimis poporul. La muncă și nu la partid. Și aș mai adăuga ceva. Avem în stânga noastră o serie de invitați, da, care sunt beneficiari ai unor proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi care au nevoie, cred, de două treimi, da, din numărul evident de voturi. Dacă dumneavoastră nu vă faceți astăzi treaba, domnii aceștia au asistat la circul de astăzi în mod gratuit. Efectiv în mod gratuit. Deci haideți să încercăm, da, să ne ducem la îndeplinirea atribuțiile de consilier local. Am fost votați de către dumneavoastră, de către dumnealor, de către distinși invitați, da? În aceste funcții. Ei acum, da, beneficiază doar de un circ gratuit și riscă să nu mai plece acasă cu un proiect de hotărâre care viza un interes banal, dar un interes personal al dumnealor. Așa că, nu știu, haideți să vedem la procedura de obținere, la procedura de obținere a vizelor și ulterior la procedura de vot secret pe proiectul numărul 13. Există aviz de legalitate. Mulțumesc, domnul secretar. Domnul Ciprian Fantaza. Domnul Romică Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Izabela Pintilie. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mătălin Iulianu. Favorabil. Domnul consilier Constantin Gherasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stan. Favorabil. Domnul consilier Daniel Miclăuș. Favorabil, comisia 5. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, au fost destul de cred pe marginea. Deci dau vot favorabil de partea din sală. Domnul Ghighe, așa ce faceți? Majoritatea aveți dumneavoastră comisie, nu noi. Dar nu mă interesa lucrul ăsta. Ieșiți din sală, motivați, ieșiți la dumneavoastră? Sau la fel, lipsă de respect total pentru noi și pentru... Au trecut două ore, mi este sete. Mulțumesc. Bine, bine. Era și casă. La cât ați deraiat de la subiect azi. Ok. Trecem la procedura de vot secret. Procedura de vot secret. O cunoaștere deja. Vă trebuie cu ea. Domnilor consilieri, stimați invitați,
având în vedere că au părăsit sala 5 consilieri PNL. Domnul consilier Manolari, domnul consilier Ghingheș, la momentul acesta nu avem vorum în sală. Îmi cer scuze, în primul rând, da? Domnilor consilieri liberali, mai intrați în sală sau nu mai intrați în sală? Domnul Bărzu. Domnul Bărzu, declarăm ședința închisă. Doamna Bărzu, în momentul când explicați colegilor dumneavoastră că prin absența dumneavoastră din sală, ședința nu mai are formul legal, respectiv majoritatea în funcție, astfel încât ședința se închide. Și ținem degeaba pe acești oameni. Vă bate joc de oameni. Uitați-mă, a ajuns municipiul Bacău, iar la mâna consilierilor liberali. Declar închisă lucrul, dar... Nu avem vorul să facem. Cine să beneficiar, nu? Da, da, da. Un minut mai stați. Deci, ce facem? Oameni buni, înțelegeți un pic. Au plecat din sală pentru că au o problemă, vor să negocieze. Nu negocieze. Dar vă spun. Dar în momentul de față blochează activitatea întregului Consiliu Local, pe care de consecință ar trebui închisă ședința. Avem de dat contracte de concesiune. Avem de aprobat, aveți de aprobat fuzul. Avem de dat un apartament la spitalul de BC pentru medici. Deci, domnul consilier, ați zis că ați făcut suficient circ. Ce vreți să faceți, domnul Bărzu? Intrați, stați, blocați, ce faceți? Bără, dar acum e chiar... V-a luat Dumnezeu minții la sus și... Ce să înțelegem pe aici? Că nu votăm conform propriei conștiințe, ci a hotărât poliția. S-a plecat din sală. Întrebați în personal. De ce nu votează și-a plecat din sală? Deci nu ne-a votat la prima fel. Și ne-a votat proiectul. Domnul Bărzu, rămâneți dumneavoastră în sală? Un singur consilier ne mai trebuie ca să avem vorul în sală. Rămâneți în sală sau facem cir? Pe cum ne facem de tot răsul? Veni peste 3 ani, vă vor cere vot. Dacă ne vorba să vină să votăm, vă nu vor să fac asta. Partidul Național Liberal, astfel încât să continue ședința
de astăzi? Pentru acești cetățeni care stau să așteaptă și să uită la circul. Pentru acești cetățeni, s-ar spune, știți, avea să vorbim. Bine, nu va veni mintea la capă. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da? Nu știu. Poți să tragi o concluzie cetățenii din sală. Nu mai tragem o concluzie. Chiar nu mai are rost. Haideți să continuăm procedura de posedere. Vă rog frumos. Votați, domnul Mitrău, și anulați-vă votul, faceți ce vreți, dar votați. Este decizia noastră. Haideți să asta e demență, domnule, nu e opoziție. Asta e bătaie de joc. Vreau să pun întrebări și din asta. Domnul consilier, vă rog. Domnul consilier, domnul Micăuș. Domnul Micăuș, s-a vedet? Nu, 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 acum cei de miști. Nu, a plecat supervisor. Pe 28. Pe 28 decembrie, Consiliul Local s-a aprobat documentația privind scoaterea licitației a colectării și transportului de deșeuri în municipiul Bacău și 29 de comune. Într-o lună se lansează licitația. Asta a fost de... Ați și votat. Deșeuri. Ați și votat.
Dar am pus. O să vi-l arăt. A numărat o să vi-l arăt. Da. Da. Hai că nu ține acestea pe fila numărat. Astfel încât forma corectă a proiectului este
cea care, de care am luat cunoștință astăzi. Mulțumim, domnul secretar. Ați precizat faptul că există de legalitate, da? Continuăm cu avizele. Domnul Ciprian Fantaza. Domnul Romică Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Izabela Vintilie. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Burianu. Aviz favorabil. Domnul consilier Constantin Gerasim. Favorabil. Domnul consilier Gabriel Stac. Favorabil. Domnul consilier Daniel Miclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretarul Vidiu Popovi să se pună la vot prezentul proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci câte voturi avem împotrivă, doamna? Haideți, vă rog, mâinile. Toată lumea mâinile. 6. 7. 6. 20. Domnul Feche, da? Vă rog frumos, domnul Nicleu, s-a anunțat că rog să vă pleacă un consilier local pentru a putea concentra... Era avanța mea vizuală. Vă rog frumos, da? Să aveți în dreapta dumneavoastră atenția distributivă. Deci 6 voturi împotrivă, 13 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc, domnul secretar. Supun discuției punctul 15 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul primar să prezinte expunerea de motive aferente. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație a Societății Termoenergy, cu 2 membri numiți provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, până la momentul în care se va finaliza procedura de selecție a Consiliului de Administrație complet. Această numire provizorie este una întru totul cu respectarea dispozițiilor legale și se face în considerentul de a nu bloca activitatea societății care trebuie să ia o serie de decizii bazate pe decizia Consiliului de Administrație. Vă mulțumesc! Există la pintă legalitate, domnul Fantata, domnul Șoara Pintrie, domnul Curianu, domnul Gerasim, domnul Stan, domnul Implăuș, discuția asupra proiectului? Nu aveți discuții. Se trece la procedura de vot secret, pe care deja o cunoașteți. Domnul Danilă, vă rog frumos. În mâna aduceți. Da? Da.
politică. Acum, domnul Martin, poți să iasă? Acum, glumim, dar
nici așa să ies de parte cu elevată. Vă rog frumos să trageți atenția, să... Da? Domnule secretar, până la urmă, eu nu sunt răbuită. Domnul Fecher figurează la acest proiect că nu a fost în sală sau că n-a votat. Avem niște buletine de vot care trebuie completate, niște procese verbale, că ea ține domnul Miclău și n-a pus sentimente. Ce nu cred eu pe domnul Fecher aici? Ca și nu ar fi fost... Ce facem cu domnul Miclău și vă va spune? Domnul Miclău, vă rog un minut dacă... Calificați... Care... Deci, pe domnul... Bun, asta am până la urmă. Dacă nu-i prezent, înseamnă că e absent. Nu? Corect. Foarte bun. La două absențe, e clar că e absent la de trei. Sintezelor de la rectificările bugetare, să ne prezentați și o sinteză a modificărilor privind
privind acest inventar centralizat, pentru că ne-ați dat acolo un tabel de 1000 de item și, mă rog, este greu să caut să mă uit ce a intrat în inventar a acestui proiect. Deci, practic, mi se pare că o sinteză acestor propuneri. Avem încredere în deplină această capacitate de a realiza singura această sinteză, pentru că totuși cred că sigur de domnule secretar, asta este la voință. Știți de ce? Pentru că aici este un tabel, un tabel cu mii de... O să rugăm. Domnul consilier. Obligația noastră. Este aceea de transparență. Nu era voință. Nu pot să vă facem noi, nu putem să facem noi treaba. Mi-am spus că aceasta e consilier local. Și trebuie să stați acasă în comod, în hotărâri, să vă uitați la firme. Și să primiți sinteze de la consilier local. Domnule secretar, deci, care se completează față de ultima... Da, se completează, le-a dat specificat în proiectul de hotărâre. Deci le caut eu până astea 100 de mii. Ați acum materialul la mapă și vă rog să votați în mâna prezentului.
Ciuce primar, avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Ciprian Fantasa, doamna Cristina Bardașu, favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate numărul 1 este favorabil. Domnul consilier Mădălin Curianu. Domnul consilier Constantin Gerasim. Mulțumesc. Domnul consilier Gabriel Stac. Domnul consilier Daniel Miclăuș. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre, nu sunt, atunci rog pe domnul secretar să se pună la vot prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abține. Aici era nespun nominat. Împotrivă, domnule secretar, pentru că nu sunt de acord. Asta este o etapă, iarăși pentru închirierea unor garaje, realizarea unor balcoane, fără o strategie de domeniu. Deci împotrivă, doar abținere. Mulțumesc. Nu. Căutam să înțeleg eu ce dar domnul Tarnă, că am renunțat. Păi zic eu, domnul secretar. Am renunțat. La cele anterioare m-am abținut pentru că nu era văzută sinteza bunurilor care se completează. Nu, căutam să înțeleg logica dumneavoastră, dar înțelepciunea, sau vârsta, niciodată cu ea și înțelepciunea, și cel mai deștept cedează și am înțeles. O să răspund la promotări, cât mai mult. Cu vot împotrivă și nu știu pe votul pentru asta. Domnul Gerasim. Domnul Gerasim. 12 voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc. Mergem mai departe. Supun discuției dumneavoastră punctul 19 al ordinii de zi, invitându-l pe domnul viceprimar Dragoș Ștefan să prezinte expunerea de motive aferente acestui proiect. Da, mulțumesc. Este vorba de proiect de hotărâre privind deznivelarea terenului în suprafață de 2709 metri pătrați, poate în Bacău, strada Uibus, numărul 30. Este vorba de proiectul pe care l-a solicitat Tribunalul Bacău pentru construirea unui nou sediu al judecătoriei Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să îl votați în forma prezentată. Mulțumesc, domnul Ciprian Fantasa. Doamna Cristina Bardașu. Domnul Mădălin Curianu. Domnul Constantin Gerasim. Aviz favorabil. Domnul Gabriel Sta. Favorabil. Domnul Daniel Miclăuș. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre. Atât vreau să anunț că grupul consilierilor locali liberali va vota pentru acest proiect. Este necesar, imperios necesar, un nou sediu.